Scena politică fierbe în aceste zile. Coaliția de guvernare este ruptă, dar liberalii nu pleacă de la putere. Nu vor însă nici să voteze moțiunea de cenzură depusă în Parlament de lidera USR, Elena Lasconi, care le-a transmis un ultimatum peremiștilor. Noi la USR am vorbit de fiecare dată despre pericolul pe care îl reprezintă acest partid PSD, născut din rămășițele Partidului Comunist. PSD a distrus economia, acum dorește să distrugă și democrația. Decizia recentă a CCR ne arată că ADN-ul PSD-iștilor este neschimbat, fie că la conducere a fost Iliescu, Năstase, Joană, Dragnea sau Ciolacu. Tocmai de aceea USR lucrează, chiar acum lucrăm la textul moțiunii de cenzură, prin care să dăm jos acest guvern incompetent și corupt. Moțiunea de cenzură pentru care USR încearcă să strângă semnăturile necesare vine în contextul declarațiilor președintelui PNL, prin care anunța ruperea dialogului cu PSD. Un mesaj special pentru foștii noștri parteneri de la PNL. Aveți câteva ore să le arătați românilor de partea cui sunteți, de partea poporului sau de partea lui Marcel Ciolacu. Câteva ore. Noi așteptăm să vină cu 110 semnături domnul Ciucă. Ei au declarat că vor să iasă de la guvernare, dar totuși să nu plece. Adio, dar rămân cu tine. Elena Lasconi susține că nu ar fi depus moțiune dacă Nicolae Ciucă nu ar fi declarat că își dorește ruperea de PSD. Noi nu am fi făcut acest pas dacă nu auzeam și deschiderea, între ghilimele, a domnului Ciucă, că dorește să iasă de la guvernare.